Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Ce gândești acum despre tine? Persoana care te interesează. Avem două grupuri. Pentru grupul 1 avem tarotul viceversa, pentru grupul 2 avem tarotul vechii căi. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre și găsiți aceste seturi de tarot și alte seturi de tarot, oracole și cursul de tarot intuitiv pe site-ul www.taroterapia.ro. Vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează și este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Grupul 1 cu tarotul viceversa. Explorăm acum ce gândește despre tine persoana care te interesează. Iată energia unor lucruri care sunt puse împreună după o perioadă de individualism, după o perioadă de separare sau după o perioadă de trăit pe cont propriu, fiecare dintre voi. Vorbim despre o persoană care are în minte o anumită idee nouă. Are în minte ceva creativ. E ca și cum urmează să dea naștere unor aspecte pe care tu nu le așteptai, ascultătorule. Haideți să vedem cealaltă parte a acestei arcane. Cineva cu pieptul dezgolit, dezgolit pe jumătate, adică cineva care începe să îți arate tot mai mult intențiile sale. În acest moment, intențiile sale nu sunt complet clare, dar ele sunt dezvăluite pas cu pas. Se trece la acțiune. Cineva iese din deșert și se îndreaptă către ce oare? Haideți să vedem mai departe. Iată o persoană care până acum umblase în toate direcțiile, fără să aibă neapărat în minte un anumit plan. Cineva care a trăit momentul, cineva care s-a pus pe sine, câteodată chiar în situații riscante, periculoase. Cineva care a adus tot felul de chestiuni neprevăzute în această conexiune. Sau cineva care nu și-a asumat vreun angajament în legătură cu relația voastră. Mă întreb cum rezonează cu voi, pentru că energia acestei persoane este în transformare. Este o mutare, spuneam, de la această energie inițială care arată lucrurile făcute pe cont propriu în ceva ce presupune lucruri făcute în doi, chestiuni de ale cuplului. Avem până acum următoarele semne: Leu, Gemeni, Berbec, Săgetător, Vărsător, Pești sau Scorpion. Avem interacțiuni dintre două semne de foc sau interacțiuni dintre două semne de aer. Sau o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer, sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de foc. Interesant că această temperanță vorbește despre niște transformări care se petrec mai întâi, în profunzime. Sunt aparent niște schimbări subtile, dar care urmează să aibă niște consecințe mari. Așadar, vorbim aici despre gândurile acestei persoane care
trec prin modificări foarte mari. Odată cu gândurile acestei persoane, ceea ce se schimbă are efect direct asupra felului în care voi interacționați unul cu celălalt. Are un efect direct asupra relației voastre. Așadar, vorbim despre o persoană care până recent a gândit despre tine că poți să fii acolo undeva, eventual, într-un colț al vieții sale, iar acum se gândește că te poate aduce în prim plan. Și mă întreb oare cum trăiești tu, ascultătorule, o astfel de transformare, având în vedere că n-ai fi dat șanse acestei relații, având în vedere că nu mai mizai pe vreo schimbare sau pe vreo transformare pozitivă din partea acestei persoane, care, în anumite cazuri, chiar întorsese spatele, chiar avusese această atitudine, da? De ca și cum stinsese lumina sau pur și simplu se îndreptase în altă direcție. Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Pe cealaltă parte a arcanei, iată, se face dimineață și lucrurile se revarsă. Vorbim de asemenea despre o manifestare afectuoasă a acestei persoane. Așadar, e ca și cum această persoană nu mai suportă ce se întâmplă în jurul său, nu mai suportă ce se întâmplă în viața sa. Iar principalul punct al schimbării vine tocmai din insatisfacția acestei persoane care parcă a umblat prea mult fără un țel, care parcă a avut energia împărțită în prea multe direcții, cineva care nu și-a găsit liniștea, dar nici satisfacția și n-a găsit nici iubirea în altă parte. Deși spuneam că în anumite cazuri poate chiar a încercat să o caute, haideți să vedem de asemenea pe această parte a arcanei nebunului. Părea că drumul la un moment dat devenea din ce în ce mai dificil, din ce în ce mai arid, din ce în ce mai sterile lucrurile din viața acestei persoane dacă ar fi continuat pe acea cale. Dacă nu ar fi ajuns aproape de acel nucleu din interior care i-a spus că merge efectiv în direcția greșită. Și din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici date de naștere, adică zi, lună sau an, care pot conține următoarele cifre: 3, 7, 2, 6, 1 sau 0. Așadar, această persoană pare că se gândește la o reintrare în scenă. Această persoană ia în calcul, ascultătorule, o întoarcere către tine, o împăcare sau niște pași serioși în legătură cu această relație. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Tarotul vechii căi și grupul 2. Explorăm împreună ce gândește acum persoana care te interesează. Iată o combinație interesantă dintre o persoană foarte inteligentă și câteodată destul de visătoare cu o persoană practică și foarte ancorată în realitatea sa. Vorbim de asemenea despre cineva care s-a săturat să stea în același loc, să se confrunte cu aceleași probleme, cu aceleași blocaje,
să se împiedice mereu de aceleași obstacole. Avem aici o persoană căreia îi merge mintea neîncetat. O persoană care analizează tot felul de variante. O persoană care parcă are un război în cap în acest moment. Haideți să vedem mai departe ce gândește acum despre tine această persoană, ascultătorule. Avem până acum semne de foc și semne de pământ sau o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de pământ, o interacțiune dintre două semne de pământ sau o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă. Iată ce interesant! Acestei persoane i s-a oferit mult, însă această persoană nu a știut ce să facă cu ceea ce i s-a dăruit. În atitudinea unui 5 de săbi, persoana asta nu s-a comportat corect cu tine, ascultătorule, dar și-a tăiat în același timp craca de sub picioare. Adică vorbim despre o victorie care este o non-victorie și în mintea acestei persoane este tocmai acest eșec pe care inițial l-a considerat a fi o chestiune glorioasă și foarte satisfăcătoare. Această persoană vede clar că a făcut niște lucruri care în primul rând au făcut rău sieși. Și bineînțeles că au provocat niște efecte și în tine, ascultătorule. Mă întreb cum rezonează cu voi. Iată aici pe cineva din leu sau, de asemenea, cineva născut pe timpul verii care începe să ia atitudine. Haideți să explorăm în continuare. Da, pentru că roata se întoarce, iată aceste arcane majore. Persoana asta simte acum din plin că roata se întoarce și că trebuie să-și privească direct acele lucruri pe care le-a plantat și trebuie să privească direct ce înseamnă acum să culeagă acele roade. Și această persoană înțelege până la urmă că are un rol atât de important în tot ceea ce se întâmplă și în tot ceea ce s-a întâmplat. Deși în trecut lucrurile erau cumva sub vălul acestei mari preotese, acum lucrurile ies la lumină și sunt văzute în clar. Adică nimic nu mai poate fi tăinuit, nimic nu mai poate fi motivat cu scuze sterile, da? Există această evaluare a faptelor și există o sentință. Parcă această persoană așteaptă de la tine o sentință, ascultătorule. Parcă această sentință începe să se creioneze în mintea sa și în același timp așteaptă ca tu să validezi ceva în legătură cu ceea ce el sau ea gândește. La modul general, vorbim de asemenea despre o persoană care așteaptă ceva de la tine. O persoană care parcă stă acolo cu mâna întinsă, așteptând să vadă ce anume îi vei oferi tu. Avem aici pe cineva din rac, cineva din berbec sau scorpion, cineva din pești. Mai avem de asemenea aici pe cineva din capricorn, care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de foc. Avem date de naștere, adică zi, lună sau an, care conțin următoarele cifre: 9, 1, 4, 5, 6 sau 2. Ce gândește acum despre tine această persoană? Această persoană crede că acum, în sfârșit, ai început să te comporți ca un împărat, ai început să îți cunoști regatul, vede că ai îndatoririle tale și, în același timp, puterea ta. Această persoană te vede urcat sau urcată
niște trepte semnificative față de ceea ce cunoștea în legătură cu tine și, de asemenea, această persoană se gândește că are de oferit ceva în plan afectiv, că trebuie să vină cumva să te trezească, să-ți retrezească interesul, să-ți vorbească într-un fel care să ajungă cu adevărat la tine, ascultătorule. Această persoană, de asemenea, se întreabă dacă tu te-ai răzgândit, dacă tu ai întors lucrurile cu susul în jos, dacă tu vrei să schimbi ordinea lucrurilor. Se întreabă, de asemenea, ce vrei să faci cu banii tăi în perioada următoare sau ce urmează în plan profesional. Pare că această persoană a aflat ceva în legătură cu tine, da? Legat de planul concret, material, financiar sau al carierei. Mai departe. Această persoană știe că poți ieși din iluzie. Știe că puterea ta crește din ce în ce mai mult, în primul rând puterea ta interioară și apoi ceea ce manifesti în exterior. Această persoană mai știe că tu poți jongla cu două aspecte, cu două interacțiuni sau cu două relații și se întreabă, de asemenea, dacă există altcineva în viața ta acum, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!